Salut, prieteni! Astăzi am să vă arăt cum puteți instala cele mai noi drivere proprietare pentru plăcile video ATI sau AMD pe Ubuntu 14.04 sau Linux Mint 17 și 17.1. Acest nou driver se numește Catalyst, versiunea 14.12. Și în continuare am să vă prezint principalele noutăți și caracteristici, după care am să vă arăt cum le putem instala. Dintre noutăți, suport OpenCL 2.0, decodare VAAP pentru aceste formate. Despre această decodare o să vorbim mai multe într-un alt video. Cele mai importante caracteristici: este compatibil cu Ubuntu 12.04, 14.04 și 14.10. Compatibil cu kernel-uri până la versiunea 3.17 inclusiv și compatibil cu Xorg server până la versiunea 1.16. Dacă este cazul și aveți deja instalate driver proprietare mai vechi, prima dată trebuie să le dezinstalăm. Așadar, dacă aveți driver proprietare instalate din sursele de soft, le îndepărtați cu această comandă. Eu am să pun în descrierea videoului toate comenzile și linkurile necesare. După ce ați dezinstalat, rulați această comandă pentru a îndepărta fișierul de configurare. Dacă ați instalat manual drivere cu extensia .run downloadate de pe site-ul AMD, le dezinstalați cu această comandă și la fel îndepărtați fișierul de configurare. După care dați un restart la calculator. Și acum să trecem la instalare. AMD pune la dispoziție pachetele DEB pentru ultimele două versiuni LTS ale Ubuntu. Dacă mergem pe pagina de suport a producătorului, avem aici în partea dreaptă linkurile pentru Ubuntu pe 32 de biți și pe 64 de biți. Intrăm pe una din ele în funcție de arhitectura sistemului dumneavoastră. Ok, și aici avem 8 pachete. Primele 4 sunt pentru Ubuntu 14.04. Le downloadați pe toate. Apoi, ca să nu avem probleme la instalare, să le punem într-un folder separat. Și înainte de a trece la instalarea acestor pachete, trebuie să instalăm niște dependențe, fără de care vom avea erori la instalarea driverului. Din nou, această comandă o veți găsi în descriere. Și după ce ați instalat aceste dependențe, mergem în folderul cu driverele și deschidem un terminal și le instalăm cu sudo dpkg-i --deb. Așteptați să termine instalarea, apoi rulați sudo amd config și initial. Ok, și după aceasta puteți da restart la calculator și ar trebui să rulați cele mai noi drivere proprietare. Eu mi-am instalat de asemenea acest driver. Acesta este panoul de control al driverelor proprietare. Dacă vreți să scăpați de tearing, mergeți la Display Options, Tear Free și pifați această opțiune. Cam acestea sunt cele mai noi drivere proprietare și aceasta este modalitatea lor de instalare pe Ubuntu sau Linux Mint. Cam atât deocamdată. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data viitoare.